Uite, văd că ai pus pe grup aici, salut. Văd că ai pus pe grup că ai Salut, salut! retras, văd că ai retras 7.427 de lei. Ai făcut plus 5.000 în balanță, ai făcut 12.427, ai plecat cu 500 de lei de punere, 12.000 de lei, aproape 2.500 de euro, mai puțin de o săptămână profit. Foarte corect. Uite acolo. Sunt foarte corecte calculele. Deci, văd că m-ai ascultat să dai retragerea. Putea să-i dai retragere mai mult un pic și să-ți mai lași mai puțin în balanță. Că n-ai nevoie de 5.000 de lei balanță ca să te joci. Dacă Corect, de corect. 500 Dar de am lei zis ai să fie făcut. Cum? vorba românului, am zis să fie. Deci, văd că e a treia testimonianță ce o facem. Corect. În nicio săptămână, În nicio toate trei. săptămână și uită. Mă bucur că ești mulțumit, că ai avut încredere în softul și schema mea de joc. Deci, eu zic că dovadă mai clară de atât că se face profit la ruletă, eu cred că n-ai ce să Nu arăți. există. Adică ai arătat clar și depunerea, ai arătat acum și pe grup retragerea de 75 de milioane, plus 50 de milioane în balanță. Deci, nu știu ce poți să arăți mai, cum să dovedim noi mai clar de atâta. Că Lasă, să frate, dacă lumea câștigă. nu e convinsă să pună mâna să te Uite, de sune, să exemplu, scrie mesaje și noapte cum a bună. intrat unul pe mine, zice, bă, dacă îți cumpăr sistemul de joc, deci fii atent aici, dacă îți cumpăr sistemul tău de joc, programul și plus schema ta ce-mi explici tu mie și intru cu 1000, cu 100 de lei balanță, pot să fac profit. Bă, frate, dar cum să intri cu Noi 100 de poftim. lei, mă? Adică, no, n-aș fi putut să-l mint pe omul ăla și să-i spun, da, poți să intri cu 100 de lei balanță și să iau banii de Da, la el. dacă Dacă ai bani eram... să-i, dacă ai. Nu, nu, dar dacă eram așa să jetmănesc omul, nu puteam să-i spun, da, bă, trimite-mi 1000 de lei, puteam să tac din gură și să-i zic, nu? Și după aia omul când intra cu 100 de lei și vedea că nu ajunge, ce zicea după aia? A, că m-ai țepuit. Da, corect, corect. Înțelegi? Zicea că l-am țepuit. De ce nu m-ai zis de la început? Deci a intrat unul pe mine și a zis clar, bă, îți cumpăr sistemul și programul, dar intru cu 100 de lei. Cam Eu sunt 11.000 de de euro. părere că atâta timp cât ai putut să te rupi, să investești și de a-ți lua softul să ți-l cumperi, poți să ai și pentru balanță 4-300 de lei. Bă, Dar nu auzi, e o tragedie. auzi, dar tu cum ai făcut? Că tu ai avut 15 milioane sau cât ai avut toți banii în casă, mi-ai cumpărat mie, ba nu, 20 de milioane sau cât ai avut, mi-ai cumpărat mie sistemul Da. și ai mai avut să pui 500 de lei balanță. Am pus 600 și mi-au rămas 688 după taxa aia de la Winbet. Nu. No. Deci, Ah, poftim. ai văzut? Și m-ai întrebat clar la Cu toate început. că n-am avut, am fost un pic și eu strâns, am zis, bă, trebuie să pun acolo că trebuie să fie. Păi da, Așa e normal. și ai văzut și tu, și cum ai spus și tu, cum am mai spus și în testimonianțele alea, ce le-am mai făcut noi, cum ai spus și tu, că bă, înainte ca să cumperi de la mine, ai văzut tot felul de oameni invidioși pe grupuri și așa, că vezi, doamne, că nu se câștigă, că nu știu ce. Na, uite, poftim, nu se câștigă, că ai făcut 2500 de euro mai puțin de o săptămână. Nu mai sunt bani pentru România? 2500 de euro. Dai, Cu dai, Doamne, 2500 de iartă-mă. euro mai poți să-ți plătești din cheltuieli, mai una alta, mai mânci, mai ăsta. Corect, cum am și zis pe rețeaua de socializare, m-ai făcut să văd soarele. Cu ajutorul tău văd soarele. Hai să nu o Sunt luăm la chiar, țărm. hai să nu o luăm chiar așa. Da. Ei, dacă nu erai tu, eu eram tot muncitor de zi cu zi. Păi nu că nu ai fi și Tot pe acum, 3.000 de lei salariu. nu că n-ai Și fi și acum acum. sunt. Păi da, da, Dar e un uite-te ce, bonus. păi da, asta zic, uite-te ce frumos îi, uite ce balanță frumoasă ai făcut, vezi? Și eu când le arăt că am făcut a 10.000 de lei, că am făcut 7.000 de lei, dar N-are, auzi ce, domnule, dar cum. auzi ce, dar nu, dar auzi ce zic ăștia, ce mă, că o depus el, o depus el în cont. Bă, dar le arăt clar, bă, cât fac depunerea, mă. Nu știu ce să zic. Nu. Uite, de exemplu, cum i-am spus la unul. I-am făcut aseară, în mai puțin de jumătate de oră, i-am arătat după ce o cumpăra, noi i-am explicat și tot, dar de fapt e testimonianța pe YouTube, dacă ai văzut. Da, am văzut-o, am văzut-o, am Da, da, văzut-o. da. Și nu, au ajuns la 250 de lei profit în jumătate de oră, adică într-o oră 5 milioane, cum ar veni dacă s-ar mai, ar mai fi continuat. Și intră omul pe mine și spune că
am pierdut 200 de lei, dar greșeala mea a fost că m-am băgat la fotbal, n-am pus un bilet și am spus, bă, omule, nu mai te juca că fotbalul e mort. Dacă ai cumpărat programul și schema de joc pentru la ruletă, joacă-te, frate, la ruletă acum, lasă fotbalul, că la fotbal nu mai se câștigă cum s-a câștigat odată. Când ai fi, ce cotăț ar fi trebuit ție ca să câștigi 2500 de euro la fotbal? Mult, nu știu, mi-e greu să calculez. Păi, și ce faci? Băi, frate, dar oamenii nu vor să fie cu capul pe umeri. Dacă tu le investi și le spui, bă, frate, trebuie să faceți așa, bă, eu personal, ai stat cu mine cât ai stat? Ai stat 20 de minute, faci așa, drege așa, drege așa. Și eu din prima noapte am făcut bani. Eu nu te-am sunat sau nu ți-am lăsat niciodată un mesaj, bă, n-am făcut bani. Că nu există așa ceva. Am făcut tot ce mi-ai spus tu, pas cu pas. Păi, ai văzut? Asta e toată chestia. Să fii cu calm, să nu te grăbești și să nu dai în mize. Că e tentant. Tentația e mare. E foarte tentant. Te fură. Deci, lasă-o ușor, cum ți-am zis eu, vezi? Altul poate din prima zi ar fi zis, ce, vreau să fac eu din prima, 12, aproape, să fac 12.500 de lei. Din prima, vezi? Dar dacă ai lăsat-o ușor, cum ți-am spus eu, și ai ascultat de mine, uite că deja ai ajuns să dai și retragere. Uite, deja, dacă ai dat 1.000 de lei pe program și deja ai scos de 11 ori banii afară. Corect. De 11 ori ai scos. De 11 ori ai scos banii. Să nu mai zic că ai scos odată și restul ai făcut profit. Profit. Păi despre ce vorbim? Bă, știi cum e? Oamenii o să mă caute. Dacă eu nu le-am pus la testimonianțe pe YouTube și dovezi cum mă joc, cum am depus, cum am retras așa. Dar știi cum e? Lumea o să mă caute când o să-i strângă cureaua la ușă, înțelegi? Dar asta e greșeala lor dacă așteaptă să-i strângă cureaua la ușă. Mă refer la bani, înțelegi? Bă, frate, da. Ai 2000 de lei? Nu spun eu să vii la mine să-mi cumperi mie sistemul cu 1000 de lei. Dar gândește-te, bă, care ar fi ce soluție ar fi ca să poți să înmulțezi banii ăștia? Bă, uite-l, vă, pe Munteanu, cât te câștigă la ruletă. Bă, hai să încerc să mă bag pe el, să văd, înțeleg? De fapt, cum ai spus și tu. Nu? Cum ai spus și tu. Dar poți să fac altceva, dar din aia 2000 de lei, crede-mă că șansele sunt mult mai mici. Sunt foarte mici să prindă la fotbal ceva. Mai mari sunt să facă la ruletă. Corect, știu. Deci, eu am făcut, fix cum ai spus tu, sesiuni micuțe de jucat, micuțe mă refer. O oră, pauză, iarăși o oră, adică nu m-am încărcat cu mintea acolo. Am stat degajat. Asta este. Deci, pe mine, auzi, și încă ceva, și pe mine, crede-mă că nu mă afectează absolut deloc ce mai vorbesc așa ăștia. De fapt, în fiecare testimonianță am spus, clar. Da? Din fiecare testimonianță am spus, bă, pe mine nu mă interesează ce vorbiți voi despre mine, bă, eu îmi fac treaba, uite aici, oamenii fac profit care apelează la mine. Da, asta și iasă de acolo din grupurile alea oamenii aia. Tu dacă ai fi... Degeaba plătești și e sistemul. Auzi un pic. Tu dacă ai fi stat și ai fi aplecat urechea la toate aberațiile și minciunile alea ce spune el acolo pe grupul ăla de Telegram, păi tu acum n-ai fi avut 12.000 de lei balanță. Foarte adevărat. N-ai fi avut. Ai fi rămas cu aia 500 de lei și în continuare te fi dus să lucri pe 3.000 de lei. Încercarea moarte nu are, Florine. Păi nu, zic, dacă ai fi stat să asculti, să pleci ureche la minciunile lui ăla. Da, și să fiu decăzător să zic nu iau, că uite ce face, dar nu e așa. Păi nu. E fix contrariul. Nu? Ce să faci, mă? Asta este. Nu vezi și la ăștia care sunt cu bursa și cu Bitcoin-ul și cu aștia, fie sau cu Forex-ul. Deci în orice domeniu e câte un din ăsta care să critique. Nu există unul care să nu se găsească el să critique ceva. Un bețe în roate. Dar el nu știe că la cum o criticat el acolo, eu mai mulți clienți am avut. Pentru că nu. Hate-ul ăsta pentru mine... Înseamnă reclamă. Păi da, normal, nu? Mie m-a făcut reclamă, omul. Pentru că cine e deștept, știi cum e, auzi, cine e deștept și are un pic mintea deschisă, adică nu-ți trebuie multă școală să te prinzi că omul ăla e invidios, nu?
Deci e clar, scopul lui, n-ai văzut, uite, de exemplu, cum a spus el, cum a zis el acum, auzi ce spune el aici pe grup, zice în felul următor, stai, cum zice aici, stai că zice aici așa, două secunde, zice că, așa, numai de gând de băiatul ăsta punctul, așa, mai bine cu tine, zice că încă un pic să dispar de pe internetul ăsta, zice el. Înțelegi? Să dispar de pe internetul ăsta. Deci ăsta e scopul lui, bă. Deci îți dai seama câtă ranchiune are omul în el. Știi cum zici? Auzi ce zice? Mai lasă mangleala ieftină și ieși cât mai ai tu timp de pe piață. Înțelegi? Deci știi de ce spune el așa? Să ieși eu de pe piață. Ca să rămână ăla alalt. Care o prins, da, hai că nu mă feresc, de Lucas Andrei, dacă îl știi pe ăla care e și el, ăla e cu pariurile sportive, știi? O prins ăla la începutul anului un bilet de cotă de 250 și de atunci n-o mai prins nimic. Știi cum zic? Dar eu, m-am prins că aici sunt oamenii lui. N-ai văzut? Deci aici îți dai seama să ieși cât mai repede de pe piață. Deci i-am deranjat. Cu sistemul meu de ruletă, înțelegi? Înțeleg. I-am deranjat pe ăștia. Și de asta încearcă ei. Băi, nu mai știu, bă, cum să mă scoată. N-ai văzut, m-au raportat pagina de Facebook, Telegramul. Dar eu tot aici sunt. Acum, fii atent aici. Cât n-am avut pagina de Facebook, au fost liniște. Toate bune au fost. Când mi-am recuperat pagina de Facebook, gata. Gata au fost. Ce-or zis? Au revenit iară Munteanu pe piață. Of, Doamne. Lasă-i, dă-i în Doamne, iartă-mă. Bine. Noi să ne vedem de ale noastre, că știi vorba aia, câinii latră, ursul merge. Bine, ce să zic, multă baftă acolo la făcut profit și nu te grăbi. Îți mulțumesc, Florine, și oricum de acum încolo zinic o să o las mai ușor, că e mai bine așa, adică îmi văd de ale mele. Bun, numai bine. Bine, îți mulțumesc frumos și seara frumoasă, pa, pa. La fel.